Povestea pasiunii în bucate. A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar șerui, fetița Oana, crescută printre munți, cu degetele înmuiate prin blide de tot felul, ungurești, ardelenești, săsești, care mai de care mai ademenitoare. De mică și-a gătit singură și a crescut după regulile ei cu sare și piper. Și în anul 2000 și-a luat inima în dinți și s-a hotărât să o pună pe masă și pentru alții, în feluri nemaipomenite de mâncare, la Bistro de l'Arte în Brașov. După ce a urmat cursuri de bucătar, cofetar și patiser, a început să întindă sute de mese, să umple mii de farfurii cu pasiune în bucate, hrănindu-se la rândul ei cu bucuria oamenilor de a mânca, de a fi împreună în jurul mesei. Asta i-a dat Oanei și mai mult curaj să testeze din ce în ce mai mult în bucătărie, echipa ei condimentând totul cu voie bună și pasiune. Și-am înfulecat o plăcintă de casă și v-am pus povestea Bistro de l'Arte pe masă.